Beneficiile legumelor de culoare violet, culorile alimentelor au un puternic impact asupra organismului, iar natura oferă diferite culori atât fructelor, cât și legumelor, în funcție de nutrienții pe care acestea le conțin. Fiecare culoare este dată de anumite fitochimicale care au rolul de a preveni diferite afecțiuni. De exemplu, legumele mov sunt considerate de specialiști un adevărat izvor de antioxidanți. Cu cât culoarea acestor legume este mai închisă, cu atât sunt mai bogate în compuși flavonoizi și resveratrol, cele mai bogate antioxidante naturale. Beneficiile legumelor de culoare violet studiile au scos la iveală că acest pigment, pe termen lung, ajută la scăderea valorilor tensiunii arteriale, iar resveratrolul contribuie la relaxarea mușchilor pereților arteriali, îmbunătățește circulația sângelui și curăță arterele de grăsimi acestor antioxidanți puternici se mai adaugă și vitamina C, flavonoizi și luteina, ce stimulează sistemul imunitar, reduc inflamațiile și asigură sănătatea tractului urinar. Din toate categoriile de culori, legumele de culoare violet se evidențiază datorită puternicilor antioxidanți pe care îi conțin. Cercetările medicale au evidențiat faptul că antocianinele din aceste legume previn riscul de apariție al diferitelor boli, inclusiv a cancerului, a bolilor cardiovasculare și a deteriorărilor neurologice. S-a dovedit că resveratrolul înhibă răspândirea cancerului si, distruge celulele tumorale în cazurile cancerului de prostată, de sân, piele, plămân, ficat și sânge. Pigmentul violet din legume reprezintă un bun tratament în cazul ulcerului. În urma unui studiu realizat în anul 2011, s-a constatat că antocenii alimentele violet au redus formarea ulcerului la șoboloani. Cercetătorii cred că acest lucru se datorează faptului că antioxidanții au împiedicat oxidarea, stimulând activitatea altor antioxidanți importanți, cum ar fi glutationul, care este în mod natural prezent în organism. Beneficiile legumelor de culoare violet nu se opresc aici. Acestea pot ajuta și la prevenirea obezității și a diabetului, prin intermediul inhibării anumitor enzime din tractul digestiv, precum și la controlul nivelului sănătos de zahăr din sânge. Ei bine suflete dragi, ați văzut cât de benefice sunt legumele de culoare violet? Introduceți-le în alimentație ușor ușor. Vă recomand mai întâi să vă consultați și cu un medic specialist, pentru a nu face vreo greșeală. Abonați-vă, apreciați și distribuiți.